Bună seara și bine v-am regăsit. Invitatul nostru de astăzi este primarul ales, domnul Andrei Năstase. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. V-ați obișnuit deja cu noua calitate? De primarul ales? Ce să zic? Este o calitate. Eu zic în, de fiecare dată când mă prezint undeva, aveți în față un cetățean responsabil, ca să nu dau loc de interpretări. Și când merg la piața centrală și când am mers la primărie, că apoi știți cum, acum cu justiția ca noastră... Ați fost la primărie? Ce ați făcut la primărie? Bine, a fost acel caz nefericit legat de piața centrală. Să spunem celor care nu știu, acolo o doamnă a suferit un atac de cord și a fost nevoie de intervenția ambulanței, care a ajuns târziu, peste 40 de minute, și ați fost la piața centrală cerând șeful pieței imediat să deschidă două puncte medicale acolo și niște cișmele. Vom ajunge la acest subiect, de ce nu există cișmele în oraș, că... dar și haideți, spuneți-mi ce ați făcut la primărie. A, bine, în primul rând am luat legătura cu domnul Codreanu, pentru că este normal, dânsul este în momentul de față execut interimatul funcției. Am luat legătura cu domnul Codreanu. Când s-a aflat despre acest caz, eu am ales să nu fac tantam, toată lumea s-a întrebat pe rețelele socializare unii Năstase. Cineva a zis că a plecat la odihnă. Nu plec eu la odihnă chiar așa de des cum pleacă Dodon Bunoare. Am luat calea pieței centrale, am fost să mă clarific care este situația, am stabilit că nu chiar... Bine, a fost un caz nefericit când o doamnă a avut de suferit acolo. Eu zic că ar trebui să fim și noi mai solidari cumva, mai săritori la nevoie. Asta e o chestie foarte, foarte bună, dar în același timp am constatat că la piața centrală lipseau cu desăvârșire niște posturi medicale. Un lucru inadmisibil. În toată lumea civilizată și mai puțin civilizată așa ceva este inadmisibil. Și după ce am constatat că pe toată piața nu există aceste puncte, m-am clarificat ce și cum, că a venit ambulanța, că au plecat, am ajuns într-un final și la administrația pieței. Grav este că niciunul dintre cei care erau acolo, și acum nu vreau să supere nimeni pe mine, dar nici șeful pieței centrale care era instalat cu o zi înainte în această funcție, nici cel care încă nu părăsise funcția și era acolo un fel de dualitate sau nici nu știu cum să-i spun, nu știau absolut nimic despre acest caz. Asta m-a surprins foarte mult și a spus, cum domnule, toată presa buiește, rețele sociale, nu știau. Mai mult decât atât, șeful pieței nici nu era pe loc. Am înțeles că era undeva pe la Tighina, nu știu ce căuta pe la Tighina, mi-am spus că ne vedem la primărie și ne-am întâlnit pe drum, mers la primărie, l-am găsit pe domnul Codreanu, care era într-o ședință planificată cu mai mulți șefi de liceu, l-am rugat să intervină și să dea el indicațiile de rigoare. Am spus că eu o fac ca și cetățean responsabil, pentru că chiar nu am încă mandatul formalizat și chiar nu aș vrea să depășesc anumite lucruri. Știți cam când va fi? Pentru că, da, conform legii, alegerile trebuie validate în 10 zile, dacă totul este în regulă. Eu sper că lucrurile astea se vor produce cât se poate de repede. E adevărat, au fost pe rol câteva contestații de-a socialiștilor. Văd că ei tot insistă pe două lucruri, din punctul meu de vedere, care chiar nu și-au niciun rost. Eu sper că autoritățile, mă refer la cele electorale și la justiția noastră, vor valida acest mandat cât se poate de repede, pentru că sunt lucruri care rămân nefăcute, iar haosul, arbitrariul nu a dus niciodată la lucruri bune pentru oameni. Pe de o parte, pe de altă parte, astăzi m-am văzut și cu reprezentanții Băncii Europene pentru Investiții, care așteaptă niște rezultate, așteaptă niște decizii la nivelul Consiliului Municipal. Da, socialiștii pe ce insistă? Pentru că în noaptea alegerilor Ion Ceban, în declarația sa, a spus foarte clar că socialiștii recunosc aceste alegeri. Ei spun una la televizor și fac alta în afara televizorului. Dar pe ce insistă? Care sunt problemele lor? Până acum am insistat pe faptul că echipurile aș fi avut susținere din exteriorul țării și asta ar fi ilegal, deși această susținere a venit pe cale politică în familia populară europeană și nu este absolut niciun fel de problemă. Noi ne-am asumat în permanență sprijinul popular european, sprijinul cele mai importante familii populare europene, mai puțin ei și mai ales în această campanie, nu și-au etalat sprijinul din partea lui Edina Rusia, cu care are contract și partidul lui Plahotniuc.
Dar asta e o altă chestiune, eu cred că este din domeniul trecutului și în mod normal ar fi trebuit, dacă a ieșit la televizor și a spus că recunoaște rezultatele alegerilor, ar fi trebuit să înceteze cu acest lucru și să demarăm lucruri importante pentru locuitorii Chișinăului și a suburbilor și să nu venim cu aceste inepții de a lui Dodon și că mai vor să scoată... A spus că sunt două, asta e una și alta care este? Asta și a doua, că Chipru le-a și făcut agitație electorală în timpul alegerilor. Da? Fals. Uh-huh. N-a putut, acum, chiar înainte de a intra cu dumneavoastră în emisiune, am vorbit cu reprezentantul meu, avocatul Dumitru Pavel, care mi-a explicat foarte clar că cei care au venit acolo spuneau că, când îi se cereau probe, spuneau că am auzit la piață, știți, ca în uh-huh. banc. Deci, dar este o modalitate, sunt niște tertipuri de tergiversare care nu și-au rostul, nu și-au locul. V-ați așteptat la un asemenea rezultat, ca să ne întoarcem un pic la ziua de duminică? Noi ne-am văzut duminică seara aici, ați spus că sperați să câștigați, sigur, nimeni nu avea certitudinea că rezultatul va arăta așa sau altfel, fiecare dintre candidați se gândea că este posibil să piardă, bănuiesc că și dumneavoastră. Eu cred că pentru foarte, foarte multe lume alegerile sunt o loterie, pentru mine nu. Pentru că eu știu că am depus toate eforturile pentru a convinge oamenii că avem nevoie de schimbare și că această schimbare se poate face doar cu oameni noi, cu oameni integri, cu oameni onești. Sigur că am avut cumva așteptarea că va fi un scor mai mare, mai bun. Adică o diferență mai mare între dumneavoastră și domnul Ceban? Da. Da? Am avut această așteptare, dar iată că asta nu înseamnă că aș fi nemulțumit, Doamne ferește, dar mă gândeam că totuși eforturile noastre de 3 ani de zile în care am încercat să consolidăm societatea spre deosebire de socialiști care, iată, găsesc de fiecare dată motive pentru a o diviza. Am demonstrat în toată această perioadă de timp că am apărat banul public și nu l-am irosit sau nu l-am... Dar furat, am să vă întreb acum eu am avut așteptările mele cum să spun eu legate de propriile mele rațiuni sau gânduri faptul că este foarte puțină lume și nu a ieșit mai multă lume, probabil dacă am fi avut un 50% prezență la vot, am fi avut alt rezultat și cu siguranță era despre ceea ce vă vorbeam eu, dar trebuie să spun un mulțumesc aparte suburbiilor noastre, oamenilor din suburbii care au votat într-o poziție. Da, acolo diferența a fost de aproape 16.000 între dumneavoastră și domnul Ceban. 70% sau ceva. Dar întrebarea pe care vreau să vă pun este următoarea. Unii consideră că, de fapt, de data aceasta s-a votat iar pe criterii geopolitice și că nu s-a votat neapărat Andrei Năstase, cât s-a votat împotriva socialistului Ceban. Știți cum, aș lăsa chestia asta la discreția fiecărui dintre cei care fac asemenea afirmații. Eu am încredere în discernământul locuitorilor Chișinăului. Eu cred că oamenii au votat schimbarea. Acum, dacă cineva își închipuie că la aceste alegeri s-a ales un șef de direcție de învățământ sau șeful, nu știu, Apă Canal sau direcției de administrare a drumurilor, nu asta a fost. Era nevoie de altceva, de o nouă viziune, de un nou management, de o altă abordare a lucrurilor și eu cred că pe asta a mizat marea majoritate sau majoritatea celor care au votat. Că a fost și ceva geopolitic, poate. Cu siguranță, nu avea cum să nu se lipsească acest aspect, pentru că oamenii își conștientizează foarte bine. Bine, dar și dacă ne uităm la alegerile precedente, permanent așa a fost. Încă socialiștii stânga nu a câștigat niciodată orașul. Iată cum o să înțelegeți și dumneavoastră de ce această îngrijorare a mea de a rămâne tot timpul pe această falie sau pe această partajare, să zic așa, da? A societății noastre, foarte apropiată, foarte strânsă. Deci noi avem încă ceva de muncit ca să demonstrăm că, de fapt, nu ar trebui să ne divizăm acum pe criterii geopolitice. Ar trebui să-i lăsăm undeva într-o parte pe cei care ne-au furat de atâta timp și noi cu toții să înțelegem că avem nevoie de schimbare. Când privește geopolitica, sigur că nu putea să nu fie luată în calcul de oamenii noștri, atâta timp cât, unde există stat de drept? În zona în care am vorbit eu de fiecare dată.
Unii există libertate de exprimare, libertate de informare, unii există democrație, unii există bunăstare. Mă refer la valorile europene, mă refer la principiile europene, mă refer la, dacă vreți, la acel acord de asociere despre care s-a vorbit de atâtea ori și eu am spus că îl implementăm, iar domnul Lucebanu a spus că ar fi o catastrofă dacă l-am implementat. Deci oamenii sigur că s-au gândit și prin prisma asta la... Dar cum vă vedeți dumneavoastră în calitate de primar? Cum vă vedeți această funcție îndeplinind-o? După ce criterii? Cum anume? Cum să vă spun? Sunteți un om care nu veniți din domeniu, nu aveți experiență la primărie, nu ați fost în politică, n-ați fost în politica de la primărie, n-ați fost nici în Consiliul Municipal, nici într-o funcție de viceprimar sau măcar de șef de direcție acolo, spre deosebire de contracandidatul dumneavoastră, care cunoaște mai bine care este situația pentru că este consilier municipal. Aici, la ce i-a folosit? Păi asta vreau să vă întreb acum. Cum vă vedeți, Marina, această activitate? Cum veți proceda? Nimeni nu se naște primar. Așa cum eu nu m-am născut avocat. A trebuit să fac o facultate, a trebuit să am o experiență de procuror, iar după asta să am o experiență în afara cadrului juridic, pentru că veniți comuniștii la putere și atunci trebuia să slujești unui regim și eu nu slujesc niciunui regim de pe această lume. Dar cel mai simplu, probabil, eu ar trebui acum să fac apel la cineva care, la fel ca și mine, nu avea prea multă experiență, la fel ca și mine a început cu istoria, la fel ca și mine s-a făcut mai apoi jurist, la fel ca și mine a ajuns avocat, la fel ca și mine a fost lector, e adevărat, de altă amergură. Vorbesc de Emil Boc. Uh-huh. Iată, dacă vreți, un model de primar. Și care este cheia succesului? Muncă, muncă și iar muncă. Adevăr, demnitate, responsabilitate, asumare, respect față de oameni. Iată cum văd eu lucrurile. Echipă? Sigur că da. Bine, dumneavoastră mi-ați întrebat acum despre niște valori, iar cât privește niciodată fără echipă. Eu sunt jucător de fotbal și știu că degeaba alegi de la o parte la alta. Până nu-ți pasează cineva sau până nu pasezi tu, n-o să... Adică vă gândiți totuși la o echipă de profesioniști pe care... De oameni integri, de oameni onești, de oameni care și-au demonstrat capacitatea de a livra niște rezultate bune în favoarea fie a comunității sale, fie a entității pe care o conduce. Cum se vor regăsi celelalte formațiuni care v-au sprijinit, PAS și PDDM, în activitatea primăriei? Voi avea grijă, pentru că eu sunt un altruist de felul meu, cred că am demonstrat-o în viața asta cu prisosință. Sper să nu o fac în exces. Dar voi avea grijă ca tot ce este mai bun în partidele care m-au susținut, în cadrul acestor forțe pro-europene care m-au susținut în societatea civilă, să fie atras, să fie chemat în această echipă și să punem umărul să facem treabă bună. Pentru că este foarte mult de lucru la primărie. Mie mi-a fost suficient să ajung acolo o oră de vreme. Cred că am stat o oră și ceva. La ora 3:20, cam o oră am stat la această ședință cu șefii de licee. Mi-a fost suficient să aflu foarte multe lucruri care s-au produs acolo și, din păcate, nu dintre cele mai bune. Este foarte mult de lucru. Acum se mai încearcă și un alt fel de sabotaj, dar eu cred că o să le facem față și o să reușim să schimbăm felul de a gestiona treburile. Să vă întreb mai exact, vedeți partenerii din PAS și PRDM, îi vedeți, de exemplu, în funcție de viceprimari sau îi vedeți în funcție de consilieri, ai dumneavoastră, mă refer, consilierii primarului, da. Șef de direcții, cum îi vedeți? Nu, tot ce este demnitate publică și nu necesită concurs, vor merge fără concurs. Dar adică asta, viceprimari, pretori. Dar asta fără a exclude cele trei criterii pe care ne-am bazat în permanență și eu chiar insist să le aplicăm. Acum, că o să-mi reușească sau că nu o să-mi reușească, insist ca și presa să mă ajute în acest sens, pentru că s-ar putea eu să greșesc cu privire la Petrescu sau la Ionescu sau chiar la Ivanov. S-ar putea să greșesc. Și atunci
să vină cei din jur, cei care ar trebui păi, să fie... Păi, dar pot veni doar în momentul în care dumneavoastră sigur că da, veți face... anunța cine sunt înainte de a-i numi. Păi, să știți că eu aplic Moldova curat, aplic Parlamentul curat, o să ne uităm și ce s-a scris despre oamenii ăștia, pentru că așa este bine, să cunoaștem ce au scris. Nu așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă de timp, da? S-a luat un om, mie mi se pare că de foarte bună calitate, care cunoaște treburile de la primărie și care chiar ar fi putut să facă față. Și a început linșajul. Imediat a început linșajul că ăsta va face parte din... La cine vă referiți? Mai puțin contează numele lui. Eu vă spun cum se procedează. A, am înțeles. În momentul în care se identifică 2-3 persoane capabile să facă parte din această echipă, ce fac oponenții? Lansează în spațiul public tot felul de inepții și du-te și spală sau du-te și demonstrează că n-ai fietic în bancul celălalt. Da, am înțeles, dar care este de fapt, adică la ce vă raportați dumneavoastră? În ce aveți încredere dumneavoastră în ce atunci am când încredere? Spuneți că veriți o expertiză? Din partea cui? Da. Am încredere în presa independentă. Care e puțină. Este puțină, dar există. Exact. Pentru, știi, și vă spun în presa de investigație, în primul rând. Absolut, cred, da. Absolut. Pentru că dacă vă amintiți dumneavoastră, și cred că vă amintiți, nu-și mai amintește acum, nu cred că mai este cineva care să nu-și amintească, pentru că s-a făcut foarte mult discuții pe această temă în campanie electorală. În 2015, înainte de a intra în politică, după acel 6 și 13 septembrie, arhi cunoscut deja, înainte de a intra în politică, eu am făcut un apel către toată presa independentă și am rugat... Oameni buni, iată, am decis împreună cu niște colegi de-ai mei, 7 la număr, am decis să mergem în politică. Eu vă invit pe dumneavoastră să ne verificați pe toți, sub toate aspectele, a integrității, a profesionalismului, a adierilor pe care le adiem, totul absolut. Și m-am cerut să fiu eu cel care să fiu primul investigat. Am fost cu toții investigați. Așa o să procedez și cu ceilalți. Domnilor, aveți grijă, ia uitați-vă dumneavoastră, poate Xulescu, poate eu îl cunosc din toate punctele de vedere ca fiind pozitiv, dar uite că a avut un păcat acolo. Și ca să nu se producă chestia asta, o să apelez la mediul de... Aici vă referiți încă o dată să precizăm la funcțiile care nu necesită concurs care pentru angajat. Care nu necesită angajat. Concurs, da. Pentru angajat. Dar și celelalte, dar și celelalte. Voi avea grijă să le cer celor care vin la concurs, oameni buni, pentru că concursul totuși se organizează de această entitate care se cheamă primărie. Fiți drăguți și ne aduceți și un CV, aduceți-ne și niște referințe de dumneavoastră din presă. Ar fi bine să cunoaștem chestia asta, pentru că noi ne dorim un alt mod de construcție a managementului într-o instituție și în speță la primărie. Contracandidatul dumneavoastră a declarat în noaptea alegerilor că va sprijini toate proiectele bune pentru Chișinău. Contați pe sprijinul socialiștilor? Pe sprijinul socialiștilor, da. În Consiliul Municipal, în mod normal, n-ar trebui să vorbim despre socialiști, despre liberali, despre democrați. Acolo ar trebui să vorbim despre consilieri municipali. Despre asta ar trebui să vorbim. Pentru că la primărie se aleg consilieri municipali și se aleg primarii. Întrucât avem un primar ales astăzi sau duminică, pe data de 3 iunie, iar niște consilieri aleși în 2015 ar trebui să vorbim acum cu consilierii. Eu voi aborda consilierii în mod egal, fără a avea vreo prioritate de orice natură politică sau geopolitică, pentru că toți acești oameni au fost delegați acolo sau au fost guvernici. Ce înseamnă îi veți aborda în mod egal? În mod normal, toată lumea se așteaptă că dumneavoastră veți încerca să vă creați o majoritate în Consiliul Municipal, pentru că, după exemplul Parlamentului, în care funcționează o majoritate, cineva trebuie să vă voteze proiectele cu care veniți în Consiliul Municipal, da? Păi înseamnă sigur, că da. Trebuie să contați pe o majoritate. V-ați gândit cu cine veți colabora, cum vedeți această majoritate? Cine ar putea să facă parte din ea? Democrația se face cu majorități. Se zice că nu este cel mai bun lucru, dar până la urmă nimic mai bun nu s-a inventat. Și atunci, sigur că vom miza pe o majoritate pe care va trebui să o convingem cu niște proiecte bune pentru oameni. Acum, că acești consilieri vor fi o parte de la un partid, că vor fi o parte de la alt partid, la o fracțiune sau alta, este o altă ecuație sau o altă matematică. Pentru mine, important va fi să vin în termeni cât se poate de rapizi, pentru că v-am spus, există proiecte care nu suportă amânare. Să vin cât se poate de exact, să nu lăsăm loc de interpretare, că astăzi votăm una, dar mâine, de fapt, am avut în vedere altceva, speculații. Deci, asta va fi esențial pentru mine. Și mai departe, va trebui ca fiecare dintre consilierii din municipiu să decidă
că e da sau ba. Și asta se va face cât se poate de public, cât se poate de transparent, astfel încât locuitorul Chișinăului și a suburbilor să poată alege, domne, cine da, și ce face. Înțeleg, dar totuși, ca să faceți această majoritate, trebuie să purtați niște negocieri, trebuie să oferiți ceva, trebuie să... Să ofer ce? Păi, de regulă, după exemplele pe care le avem, se oferă funcții. Nu. Ca să facă parte din această coaliție care să vă sprijine, într-un consiliu trebuie să avem putere și opoziție. Cei care sunt la putere trebuie să aibă pârghii pentru a-și realiza programele. Nu negociez cu nimeni nimic, nu negociez funcții, nu negociez terenuri, nu negociez așa cum s-a făcut până acum. Să știi foarte bine cum s-a făcut. Iată, tu votezi proiectul meu, eu îți votez proiectul tău. Eu cred că noi trebuie să votăm cu toții, trebuie să votăm proiecte necesare pentru entitățile care fac parte din primărie. Dacă vorbim despre suburbi, dacă vorbim despre sectoare, dacă vorbim despre niște grădinițe care trebuie neapărat, iată acum, să punea problema unor școli. Și am văzut o atitudine foarte bună la cei 7-8 șefi de licee care au făcut așa un fel de chibuț acolo. Și a spus, domnule, nu ne ajunge mie... La ședința aceea la care ați participat în calitate de cetățean responsabil. Cetățean responsabil. Da. Așa că, vă spun, aceste majorități, eu cred că se pot face natural, fără tot felul de înțelegeri, tot felul de artificii din cele care s-au făcut până acum. Se poate discuta. Haideți, domnule, să vedem ce este prioritar, că este Durlești prioritar. Astăzi am vorbit cu cineva de acolo și am înțeles că sunt anumite probleme și trebuie rezolvate repede. Am văzut disponibilitatea doamnei primar de acolo. Sau avem în altă parte. Deci priorități putem să discutăm, dar nu negociem funcții, bunuri, favoruri, avantaje și așa mai departe. Va fi complicat, știu. Știu ce vreți păi să spuneți. Tocmai că până acum nu s-a reușit crearea acestei coaliții în Consiliul Municipal. Dorin Chirtoacă a funcționat câți ani fără a avea această coaliție și i s-a reproșat și faptul că domnia sa nu a fost în stare ca să creeze această, să unească aceste forțe. Păi da, dar dacă a făcut-o la fel ca și mine, nu cred că a făcut-o cel mai rău. Deci nu pot să negociez cu bunurile publice. Nu, mă refeream, de exemplu, la funcțiile de viceprimar. Aceasta este practica în Consiliul Municipal. Între primar și coaliția care se formează, de exemplu, faci parte din putere, înseamnă că trebuie să ai niște pârghii prin care să-ți realizezi programul cu care ai ajuns în Consiliu. Eu mizez foarte mult pe înțelepciunea oamenilor care au fost delegați în Consiliul Municipal și ei vor înțelege că cel care vine la primărie vine cu o echipă. Și eu voi avea grijă ca această echipă să nu fie cu cusur, astfel încât cineva să aibă de reproșat. Pentru că sigur că dacă voi veni cu cineva, Doamne ferește, cu cineva cu antecedente penale sau nu știu ce, sigur că oricine dintre consilieri va spune, Andrei, dar dă-ne și tu o persoană pe care noi chiar să avem încredere. Și eu voi veni cu oameni care și-au demonstrat integritatea în spațiul public, profesionalismul, de ce nu chiar și faptul că merită să fie acolo și mizez pe înțelepciunea și pe discernământul acestor oameni. Acum, înainte de publicitate, am să vă întreb repede dacă v-a sunat cineva, vreunul dintre consilieri, să vă felicite? Bine, acum nu știu pe toți 51 dacă sunt consilieri sau nu sunt consilieri. M-a sunat foarte multă lume. Când m-am dus la dumneavoastră la emisiune, mi s-a descărcat telefonul. De asta am și cam întârziat pe la... Și când am ajuns acasă, sucea telefonul ăsta așa, milioane, nu știu. Dar n-ați început încă să inițiați discuții cu fracțiunile din CMC? Așteptați mai întâi validarea mandatului? Credeți-mă, eu sunt un om care respectă legea, care respectă rigorile, cadrul normativ și eu n-am vrut să fac chestia asta și probabil nici la primărie n-aș fi mers. Dacă n-ar fi fost acest caz, am luat legătura cu domnul Codreanu, pentru că este normal să vorbim. Între timp era și domnul Nistor Grozavu la primărie. Doi vor rămâne? Unde? La primărie, în calitate să ajungem, de viceprimar? Am spus, în momentul de față să așteptăm validarea mandatului și după asta vom discuta cu privire la nume. Acum putem să discutăm în continuare și foarte mult vom discuta despre cele trei criterii foarte importante. Cei doi se încadrează? Vom ajunge și vom vedea. Publicitate, ne întoarcem după pauză. Ne-am
întors. Tocmai vorbeam mai devreme despre relația dintre primarul ales și Consiliul Municipal. De ce? Pentru că Consiliul Municipal este extrem de important. Acolo se votează toate proiectele. Primarul nu are atribuții pentru a face totul în acest oraș. Ne interesează să vedem și ce spun liderii de fracțiuni despre această relație și acum este în direct cu noi domnul Ion Cebanu, care este șeful fracțiunii Partidului Liberal, a doua fracțiune ca mărime în Consiliul Municipal, are 17 consilieri, dacă mi-amintesc eu bine. Bună seara! Bună seara! Domnule Cebanu, vreau să vă întreb foarte scurt, dumneavoastră cum vedeți relația cu primarul ales, pe ce criterii se va baza și dacă, ținând cont că l-ați sprijinit în turul 2, vă gândiți să-l sprijiniți în continuare și în activitatea domniei sale? În primul rând, dați-mi voie, pentru că nu am avut ocazia până acum, să felicit creștinăuienii pentru că nu au permis forțelor proruse să pună mâna pe capitală. Asta este un lucru important. Sigur că felicitări și pentru domnul Năstase. În sensul ăsta ne-aș bucura foarte mult ca proiectele începute de domnul Chirtoacă să continue, nu pentru că am avea noi un orgoliu personal, dar ele sunt vitale pentru acest oraș. Vorbim despre modernizarea rețelelor de apă și canalizarea, modernizarea parcului de autobuze și troleibuze, tot așa mai departe. Relația noastră cred că trebuie să se bazeze pe beneficiul orășanului, pe plus valoare pentru acest oraș. Păi vreau să știu, cum o vedeți? Vreți să faceți parte dintr-o coaliție majoritară sau veți sprijini toate proiectele care vin de la domnul Năstase și veți considera că sunt bune pentru capitală? Sau cum veți participa la această... Am susținut în turul 2 de scurtin. Din partea noastră toată deschiderea și acele proiecte care sunt în beneficiul orașului vor avea toată deschiderea noastră în continuare. Dar cred că nu am avut această ocazie, recunosc, să vorbim cu domnul Năstase. Cred că vom avea această ocazie și după care vom veni cu o poziție consolidată. Cred că mi se pare corect să fie așa. Da. Acum vreau să vă întreb. Ceea ce l-am întrebat mai devreme pe domnul Năstase era vorba despre niște funcții. Atunci când faci parte dintr-o coaliție, cel mai probabil fracțiunile vor solicita niște funcții. Cred că este încă prematur să discutăm despre funcții. Atât. Da, ok. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Da, bună seara. O seară bună. Înțeleg că domnul Cebanu, fracțiunea Partidului Liberal, așteaptă totuși să vă întâlniți și... Cu siguranță va trebui să ne vedem cu fracțiunile, va trebui să ne vedem cu consilierii. Asta este absolut normal. Este prematur să vorbim despre funcții, înseamnă nici da și nici nu, înseamnă că urmează să vedem în ce condiții va fi acest sprijin acordat. Eu am înțeles că proiectele bune vor fi susținute. În ce privește proiectele domnului Chirtoacă, tot ce este bun, dar am spus-o și în campanie electorală, cred că nu am, și eu nu schimb retorica de la o etapă la alta, tot ce a fost bun vom continua, ce a fost prost vom elimina. Cât privește modernizarea rețelelor ingineriești, a rețelelor de apă, canal. Da, inclusiv transportul, pentru că trebuie, aici este o mare problemă și el trebuie înnoit. Trebuie să vă spun că chiar astăzi am avut o frumoasă întâlnire cu reprezentanții ai producătorilor de troleibuse și de autobuse din Belarus. Tot în calitate de cetățean responsabil. În calitate de cetățean responsabil deocamdată și de primar ales. Am avut această întâlnire. M-am întâlnit cu acești oameni pentru că în campania electorală am mers pe la parcul de troleibuse, pe la cele trei parcuri de troleibuse, cel de autobuse, pe la regia, transportul electric. Am vorbit cu oamenii de acolo. Foarte mulți erau mulțumiți de faptul că s-au creat niște locuri de muncă și se asamblează asemenea troleibuse aici. Ar fi vrut să producă acest lucru la o scară mai largă. Am discutat nu doar despre troleibuse, am vorbit și despre lifturi, care, să știe foarte bine, întotdeauna au fost produse în Belarus și ei și-au păstrat aceste calapoade pentru ceea ce înseamnă
clădirile de vechi. M-am interesat dacă acestea pot fi modernizate ca să poată accesa în ele sau să poată intra în ele și cei care au dezabilități cu tot cu cărucior. Deci a fost o discuție foarte bună de vreo două ore cu o echipă consistentă venită la nivelul viceministrului de economie, la nivelul ambasadorului. Uh-huh. Adică reprezentanților... relația cu Minscul pe problema troleibuzelor va fi continuată. Acolo unde a funcționat și funcționează bine, pentru că înțelegem foarte bine că parcul de troleibuse, de autobuse trebuie modernizat. Știu că a existat niște reticențe în ce privește autobusele, dar trebuie să revedem această situație, pentru că în schimbul unor microbuze, așa cum sunt ele, nu vreau să le numesc insalubri sau altfel, cred că am putea să apelăm și la altceva, dar este prematur să vorbesc acum chiar punctual despre proiect. Vreau doar să îi asigur pe consilierii noștri, să îi asigur pe locuitorii Chișinăului că nu stau, dacă nu umblu cu life-ul după mine, pentru foarte multă lume sunt dornici de să-mi continui life-urile, că am avut în ziua alegerilor, chiar am avut vreo 4-5, nu știu cât, chemam pe oameni de la țară să vină totuși să meargă la vot, indiferent cu cine se voteze, dar să meargă la vot. Chiar dacă nu voi avea foarte multe live-uri, chiar dacă nu avea multe postări pe internet. Ne-am obișnuit cu live-urile pe Facebook. Da, nu are dumneavoastră neapărat, dar are celor care au fost în fruntea primăriei, ne-am obișnuit. De exemplu, doamna Radu avea toată ziua... Nu mă interesează. Eu vă rog, vorbesc despre mine acum. Acum să stau să analizez prestația altor contracandidați sau predecesorilor mei, nu este în firea mea. Eu vreau să-mi văd de viața mea, vreau să-mi văd de viața orașului, vreau să fac lucruri bune și cred că am făcut și mai fac. Am avut astăzi o discuție foarte bună cu reprezentanți din Uniunea Europeană pe domeniul eficientizării energetice. Am pus la cale niște lucruri foarte bune pentru oraș. Sper să iasă. Avem nevoie de fonduri, pentru că, din păcate, fondurile interne, fondurile din municipiul Chișinău au fost furate la greu. S-a furat ca în Codru și asta trebuie să o spunem și trebuie să știe. Dar am să vă întreb imediat după ce intrăm în direct cu domnul Cașu și ce veți face în ceea ce privește furatul acesta la greu, cum spuneți. Suntem acum în legătură directă cu domnul Ilian Cașu, care este șeful fracțiunii partidului nostru. Bună seara! Trebuie să precizăm că are trei consilieri această fracțiune. Bună seara, domnule Cașu! Da, bună seara! Noi vorbim aici despre cum arată colaborarea între primarul ales și Consiliul Municipal, o colaborare care este extrem de importantă pentru punerea în practică a proiectelor vitale pentru capitală. Cum vedeți dumneavoastră această colaborare? Deci, pentru fracțiunea partidului nostru, deci nu este o chestiune de dacă vom colabora, deci este o chestiune de cum vom colabora cu primarul, dar ținând cont de faptul că atât consilierii cât și nouul primar vin să reprezinte interesul public, eu nu văd aici o problemă. Dar insist, fiindcă am stat 5 minute la telefon și v-am așteptat să fac o remarcă doamnei moderatoare Lorena Bogza, care a făcut câteva insistențe normative pe inevitabila majoritate să fie creată în Consiliul Municipal. Vă reamintesc, doamna Bogza, că Dorin Chirtoacă în mandatul actual i-a reușit să croiască pentru câteva luni o coaliție în Consiliul Municipal cu tentă geopolitică și în câteva luni s-au făcut cele mai mari nebunii. Deci acea majoritate a împărțit toate jumările din ulcica primăriei. Și asta a fost și rostul chișinăuienii, când aude majoritate, înțeleg o modalitate de a fura. Domnule Cașu, o secundă ca noi să pricepem. Înseamnă că dumneavoastră nu sunteți pentru crearea unei majorități, ci veți sprijini proiectele care vin de la primarul ales. Doamna Bogdan, în practica internațională, în legislative locale sau naționale, vă informez, există și o modalitate, cel puțin în Congresul American, unde se fac coaliții pe chestiuni, pe proiecte, atunci când acel proiect ține de interesul public. Din 2005, când Chirtoacă striga tare cu flăcăii lui liberali că vreau pro-european, eu spuneam, facem coaliție în fiecare zi pe proiect. Ok, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, deci nu are sens ca să mai întreb despre funcții, viceprimari, pretori și așa mai departe. Viceprimari, pretori fac parte din ulcica cu jumări. Și se începe târgul otoman. Da. Otoman.
Da, vă aud, vă aud, da, da. În chestiuni opace și netransparente și de acolo se trag toate nebuniile, doamna Bogdan. Da, este clar. Mulțumesc foarte mult, domnule Cașu. Mulțumesc. Cu plăcere, la revedere. O seară bună. Am văzut. Deci domnia sa consideră că pe fiecare proiect în parte se poate vota fără a fi creată o coaliție. Am mai văzut încă un punct de vedere în această seară. Mergem mai departe. Poate mai luăm legătura și cu domnul Bulat mai târziu, care are și fracțiunea PPM, are 5 consilieri în Consiliul Municipal. Haideți să vedem acum un lucru extrem de important, la fel de important ca și relația cu Consiliul Municipal, este relația cu Guvernul. Vă întrebam aici duminică noaptea, când încă nu era clar care este rezultatul final. Cum vedeți relația aceasta cu Guvernul? Și spuneam atunci și repet în acest moment, este o relație cu partidul care de fapt stă la baza creierii acestui guvern, da? Care controlează și guvern și parlament, este vorba despre Partidul Democrat. O relație extrem de ostilă. Spuneați că o vedeți ca pe o relație instituționalizată, civilizată și în cazul în care nu veți avea suport, veți chema locuitorii să vă sară în ajutor. Vedeți, dumneavoastră, aveți așa o mică obișnuință sau să repetați aceeași întrebare, probabil cu gândul că eu voi răspunde altfel. Nu. Nu, eu acum vă gândeam, exact, acum exact. Încercam să văd dacă între timp, dată fiind situația... Exact. Nu s-a schimbat absolut nimic. Relația mea cu autoritățile centrale nu poate fi decât una instituțională. Și când spun asta, nu mă raportez nici la Partidul Democrat, nu mă raportez nici la președintele acestui partid, nu mă raportez nici la câțiva dintre fruntașii acestui partid. Mă refer la guvern, mă refer la parlament, cu care va trebui să am o corespondență cât se poate de consistentă acolo unde va fi nevoie, inclusiv să le propun anumite proiecte de lege care să modifice, eu știu, abordarea cu privire la municipalitate. Am câteva perspective, am câteva lucruri în perspectivă, dar acum mai mult decât să vă spun că voi avea o relație instituțională, nu aș putea să vă spun. Exact cum voi proceda cu Consiliul Municipal, mă voi referi la proiecte benefice pentru oameni, mă voi referi la inițiative bune, la contracte, de ce nu, de finanțare mai ieftine decât poate au făcut-o alții, poate bazate și pe credibilitate, pe încrederea pe care o au oamenii în mine și în echipa pe care voi promova. Așa că asta va fi relația. Da, dintre șeful guvernului, șeful parlamentului, va suna cineva să vă felicite? Nu m-a sunat și probabil nici nu mă vor suna, pentru că eu fac parte dintr-o altă tagmă, fac parte dintr-o altă categorie de oameni. Dar nu știu, deocamdată nu m-au sunat. Sau poate că așteaptă validarea mandatului. Am primit mesaje de felicitare de la foarte mulți ambasadori. M-am văzut azi dimineață cu doamna ambasadoarea Olandei, venită la Chișinău pentru-un proiect, dar a ținut să ne vedem neapărat. Am discutat și despre proiecte pe care am putea să le implementăm împreună cu țările membre UE. Deci, eu am contacte bune cu lumea civilizată. Ei m-au sunat și ambasadori de aici, mi-au trimis și scrisori. Probabil unii așteaptă validarea mandatului, dar mai puțin contează. Da, eu mă întorc totuși la o realitate pe care o avem și aveți în față un mandat de un an. Da. Sunt voci care spun insistent că în acest an Partidul Democrat, cu care aveți această relație ostilă, va încerca să vă discrediteze, să demonstreze tuturor că nu sunteți capabil în această funcție, pentru că la anul, pe vremea aceasta, vom avea din nou alegeri. Dumneavoastră, sincer, recunoașteți, adică admiteți că ar putea fi aceasta realitatea și care este reacția dumneavoastră la acest lucru? Doamnă Bogza, dumneavoastră sunteți un bun observator și ați văzut că în toată această perioadă, de când am apărut în spațiul public, Partidul Democrat nu și-a luat tunurile de pe mine. Nu cred că a fost o zi, o secundă, o oră sau să-și fi luat tunurile de pe mine. M-au linșat mediatic cum au putut, m-au atacat, m-au etichetat, au încercat orice, să-mi pună tot felul de ștampile. Nu s-a ținut niciuna și iată că în pofida a tuturor resurselor financiare, mediatice, administrative,
de care vreți, logistice pe care, care le-au pus în acest în război. Război, nu au reușit. Da, dar... Nu au reușit. Chiar dacă au făcut front comun cu socialiștii, chiar dacă au făcut front comun cu Dodon, cu Ceban, cu cine au mai putut de acolo, au mai scos niște troli de ăștia care strigau în gura mare că sunt așa, sunt așa. Da, l-au situația folosit un pic s-a schimbat. L-au folosit pe consilierul lui Voronin, l-au folosit și pe Voronin la un moment. Au folosit tot ce au putut în arsenalul lor. Tot ce au putut. Și nu le-au reușit. Păi, credeți că mă sperie pe mine chestia asta? Ceea ce mă sperie pe mine este încotro mergem. Pentru că ei ar trebui să-și asume foarte clar parteneriatul cu Dodon. Asta ar trebui să o facă. Nu mai pot la nesfârșit să tot spună că ba, sunt împotriva socialiștilor, ba, mai spună în ultima perioadă de timp au spus că au chemat oamenii să voteze împotriva socialiștilor. Nu mai crede nici... Să tăvăleau de râs. Oamenii noștri de la birou pur și simplu să tăvăleau de râs. Și am înțeles prin toate satele care când au auzit chestia asta, da, chiar ne ai de proști. Oamenii noștri se întreb, chiar ne ai de proști? Aici este marea problemă. Își vor asuma sau nu își vor asuma alianța cu Dodon. În rest, dacă vor îndrăzni să mă saboteze, credeți-mă, nu pe mine mă sabotează. Eu voi rezista. Eu voi rezista. Ce pot să-mi facă? Da. Nu voi semna acte ilegale, nu voi fura. Însă locuitorii Chișinăului care au obosit ca să aștepte rezolvarea problemelor vor avea mari nemulțumiri. Eu chiar am încredere în discernământul oamenilor. Chiar credeți că oamenii nu văd ce se întâmplă? Chiar credeți că oamenii nu văd cum câțiva troli plătiți de PD și PSRM au încercat acum să croiască așa o țintă sau o cale de atac? Păi Năstase nici n-a intrat în funcție. Ce îi ceri tu acum? Și chiar dacă n-a intrat în funcție, deja are întâlniri cu partenerii de dezvoltare, are întâlniri cu partenerii economici ai municipalității, se ocupă de proiecte de eficientizare energetică, se ocupă de... îl oprește, spre deosebire de mulți alții, mă întreabă cine ce-am mai făcut. Mă duceam într-o seară acasă, mergeam pe jos. Două lucruri mi s-au întâmplat și chiar sunt mulțumit, pentru mine sunt mulțumit că l-am scos pe unul de pe strada Ismail. De pe strada Ismail l-a pus cineva de la un serviciu să vopsească în negru, de culoarea asfaltului, niște linii. Stătea omul între două circuite, da? Înspre telecentru și unul în jos. Și era, eu cred că dacă mai stătea acolo un sfert de oră, 20 minute, probabil s-ar fi întâmplat cazul cu, dacă vă amintiți, cu cazul acelui tânăr care a fost ucis pe drumurile Chișinăului. Deci, eu fac tot ce stă în putere. Azi dimineață m-am sculat la ora 6 că cineva mi-a trimis că nu are pe unde merge. Și nu are pe unde merge încă vreo 10 ani de zile. Dar acum mă ocup ca să aibă trotuarul acel trotuar să existe. Deci eu voi face tot ce îmi stă în puteri. Apropo, ca, virgulă, calitatea vieții urbane să crească. Dacă dar cineva... Știți, domnule primar. Da? Domnule primar, nu, ales. Face. Dați-mi voie să vă spun. Da. Sunt milioane de probleme. Știu. Să veți nu credeți reuși, că mă duc eu și vă să fac trotuare de fiecare dată. Veți reuși ca să vă ocupați de fiecare în parte? Nu. Voi avea grijă ca serviciile capitalei, și acum nu o să le trec în revistă pe toate, da, să muncească în interesul cetățeanului și să-și facă treaba. Acolo unde am observat, și am observat, la Memorial, spre exemplu, erau niște tineri cărora nu le se dădea voie că să joace cu minge. Am mers, am arătat polițistului care este cadrul normativ și s-a rezolvat o problemă. Asta o să o fac ori de câte ori. Când am să-l văd pe unul că aruncă un chiștoc pe jos, am să-l invit, nu am să-l ridic eu, că nu fumez eu, dar am să-l invit să ridice chiștocul de jos. Și tot așa, deci am să fac și lucruri mărunte, dar n-am să mă concentrez pe ele, pentru că de asta ar trebui să se ocupe altcineva. Da. Mă voi ocupa de politici importante pentru acest oraș, astfel încât să avem într-o bună zi și drumuri, să avem și canalizare bună. Dacă am să vă spun acum că în momentul de față lucrările de pe 31 august trebuiau deja aproape finalizate și ele nici măcar n-au început, iar Butucel promitea pe la instituțiile finanțatoare că, domnule, prin aprilie noi vom demara lucrările la reparații. Da. Sunt multe, foarte multe dacă lucruri. Dacă tot spuneați despre rezolvarea problemelor, primii oameni care sunt pe lângă dumneavoastră sunt consilierii pe care aparatul pe care îl veți avea și viceprimarii. Vor fi câți la număr? Că... Legea. În organigramă sunt 4. Legea. Lăsăm organigrama. Uh-huh. Vorbește despre 4.
cu anumite posibilități, jos în sus, eu zic că vom merge pe această formulă. Avem nevoie de să distribuim sarcinile pe mai multe direcții. Vom avea o structură finalizată cât de curând și vom stabili, cred că vor fi patru viceprimari. Pe asta, în momentul de față, asta vă pot spune. Da. Conform legii, trebuie să fie supuși votului în Consiliul Municipal, dar în cazul în care nu vor avea votul... Și aici votul, e o chestie discutabilă. Dacă... De două ori, dumneavoastră îi numiți prin decizie. Da. Eu cred că... Da. Să știți că este acum în direct cu noi domnul Viaceslav Bulat, Partidul Popular European. Bună seara! Bună seara! Corectați-mă, dar cred că 5 consilieri, da? Sunt în fracțiunea... Da, vă corectez. Am să vă corectez. De ce? Am să vă corectez. Corectați-mă! Fracțiunea este a blocului electoral Platforma Populară Europeană. Așa. Nu este a Partidului Popular. Am înțeles. În această fracțiune intră consilieri din câteva partide politice. Da. Asta e adevărat. 5 sunt, da? 5, da. Așa, spuneți-mi, vă rog, cum vedeți colaborarea cu primarul ales? I-am întrebat și pe alți doi lideri de fracțiune dacă este vorba despre crearea unei majorități în Consiliu, dacă este necesară această majoritate sau dacă, cum spunea domnul Cașu, se votează fiecare proiect care vine, se creează această majoritate pe proiecte. În primul rând, îmi permiteți ca în numele fracțiunii, pentru că acum seara a avut loc ședința fracțiunii și aș vrea în numele tuturor consilierilor care fac parte din această fracțiune să-l felicităm pe domnul Năstase cu alegerea în funcție de primar general al municipiului Chișinău. Nu am avut posibilitate să o facem, deci o facem acum. Chiar astăzi în ședința fracțiunii noi am discutat despre această viitoare colaborare cu primarul general. Noi ne-am exprimat sprijinul încă în campania electorală. Pentru domnul Năstase a fost o declarație în acest sens. Respectiv, colaborarea noastră în Consiliul Municipal are la bază câteva criterii, dacă aș putea să le spunem așa. Este un dialog permanent cu primarul, ceea ce a lipsit, de exemplu, în mandatul precedent. Nu am vrea ca primarul să se ascundă în cabinetul său și să nu iasă la discuție cu consilierii. Deci dialog, moment, ar trebui să existe pe toate problemele care există la nivel de municipalitate. Al doilea criteriu ar fi să stabilim niște priorități. Și în acest sens, cred că, știți, mandatul primarului actual este foarte specific. Dacă luăm în considerație când au avut loc alegerile în anul 2015, păi până la următoarele alegeri sunt numai mult de 350-360 de zile. Respectiv, domnul Năstase nu are când constitui majorități în Consiliul Municipal. Nu e timp, pur și simplu, pentru aceasta. În aceste considerente, cred că domnul Năstase cunoaște foarte bine, de exemplu, experiența Oradei. Atunci când primarul și Consiliul, la început de mandat, își stabilesc o listă de priorități și pe aceste liste de priorități conlucrează în comun. Din aceste considerente, eu cred că nu este timpul pentru majorități. Este important să ne întâlnim, să stabilim o listă de priorități pe termen foarte scurt și pe termen de un an. Atât. Și pe aceste priorități să lucreze primarul, tot executivul, da, absolut tot executivul și consilierii municipali. Și în cazul ăsta nu vor fi disensiuni în Consiliul Municipal sau show-uri în ședințele Consiliului. Da, este clar. Da, vă rog. Da, vă ascult. Dacă mai aveți ceva de precizat? Da, în rest, alte criterii la care le-am propune spre colaborare este respectul reciproc instituțional și suportul instituțional reciproc. Nu am vrea să apelăm la blocaje și să începem discuțiile cine este mai deștept și cine are cea mai mare legitimitate. Nu avem pur și simplu timp pentru asta. În ceea ce ține de funcții și negocieri. Negocieri sigur că trebuie să existe și negocieri vor exista. Chiar dacă domnul Stasiu nu este de acord cu chestia asta, eu am să aduc un singur argument. În Chișinău, pe parcursul acestor ani, s-au adunat atâtea probleme, încât este necesar să vedem care din ele ar putea să fie prioritare. Negocieri pe probleme și nu pe funcții. Exact. Și în cazul ăsta... Și consilierii vor veni cu inițiativă și primarul va veni cu inițiativă. Și în cazul ăsta trebuie de negociat care prioritate este mai întâi. Deci cam astea ar fi criteriile și posibilitățile de colaborare. În rest, aveți tot sprijinul nostru. Noi credem ca și fracțiune pentru că
sunt foarte multe probleme, nu avem când să ne certăm. Da. Trebuie... Domnule Bulat și domnul Năstase are de să vă spună ceva? S-ar putea ca dumneavoastră să fi intervenit sau să fi văzut emisiunea mai târziu. Exact asta spuneam la început. Nu facem negocieri decât în ceea ce privește prioritățile. Vom discuta care sunt prioritățile și aici nu vorbim despre prioritățile mele și ale Consiliului, pentru că nu ne reprezentăm pe noi acolo, reprezentăm niște oameni. De asta și vreau să vă felicit. E o abordare foarte apropiată de abordarea pe care o am eu, iar modelul pe care mi l-a spus dumneavoastră este și modelul meu, la fel ca și modelul din Cluj, modelul domnului Bolojan și a Consiliului de acolo, este un model de luat și de aplicat, aplicat în practică. Da. Așa că mulțumesc cred că vom mult. Avea multe de discutat, domnule Bulat. Mulțumesc foarte mult pentru felicitare. Mulțumesc foarte mult, domnule Bulat. Luăm publicitate și ne întoarcem după pauză. Suntem pe ultima parte a emisiunii. Spuneam înainte de pauză, potrivit legii, cum se numesc în acest moment viceprimarii. Dar știți că ar putea ca această lege, asupra căreia a insistat Partidul Liberal, să fie anulată în Parlament. Știți despre asta? Că se pune să se pune vă lase la fără împuterniciri? Știți cum... Să încerce. Au totul la îndemână. Statul ăsta este la îndemâna lor. Este la îndemâna lui Plahotniuc și a lui Dodon. Și foarte multă lume spune, domnule, dar să nu uităm de ei, dar nu putem uita de ei. Noi acum trebuie să spunem foarte și foarte clar. Există o alianță între Plahotniuc și Dodon și ea funcționează. A, că ei nu și-o asumă, este o altă chestiune. Acum, ce trebuie să facem noi? Să rămânem cu rândurile strânse, să rămânem uniți. Forțele răului s-au unit. Acum, oamenii de bună credință trebuie să facă și ei același lucru, pentru că dacă nu o vor face, o să stăm tot timpul la cheremul acestor forțe. Dacă vă referiți cumva și la ceea ce a enunțat în spațiu public Dodon, că vrea să scoată din procesul electoral suburbile, sigur că vom riposta împotriva acestei inepții până la urmă. Imaginați-vă că m-aș supăra și eu pe câteva cartiere în care s-a votat mai prost pentru mine. Și a spune, domnule, trebuie eliminate din municipiu. Nu se face așa. Noi suntem oameni serioși sau ce facem? Dar nu a fost odată după alegerile municipale ca socialiștii să nu revină la acest subiect. Cum ajungem în campanie? Domnule, uită despre asta. Uită mai mult decât atât. Își pun câte o mască de asta din mielușel și le vorbește oamenilor cum o să le facă gazoduct, cum o să le facă apeduct, cum o să le facă drumuri, parcări și de toate. Iar cum pierd alegerile, cum vor să scoată suburbile? Suburbile nu vor fi scoase, suburbile trebuie modernizate, oamenii de acolo trebuie să aibă un nivel de trai, la fel ca și în oraș, pentru că ei vin, lucrează aici în oraș, plătesc taxe, plătesc impozite și ar trebui să le respectăm și să le asigurăm drepturile. Domnule Năstase, un lucru care a fost făcut prost de către fostul primar Dorin Chirtoacă este faptul că s-a îndepărtat oarecum de cei care l-au ales. La un moment dat au dispărut audiențele de la primărie, oamenii încercau să ajungă cu probleme la primar și nu reușeau să facă acest lucru. Vreau să vă rog să faceți o promisiune. Sunt convinsă că v-ați gândit cum va arăta programul. Nu veți ajunge după validarea alegerilor în fotoliu să vă gândiți care este ziua în care sau de câte ori pe săptămână veți primi în audiență alegătorii cetățenii capitalei. Nu contează că v-au ales sau nu v-au ales pe dumneavoastră. Care sunt? Ce legământ faceți cu ei? Nu cu mine, cu ei. Eu am făcut deja un legământ cu locuitorii Chișinăului, cu locuitorii suburbiilor. Am spus că voi face tot posibil pentru a transparentiza activitatea primăriei. Când vorbesc de transparentizare, înseamnă și debirocratizare, și digitalizare, și tot ce înseamnă... Și cam în cât timp se va întâmpla asta? Că de bani mulți nu e nevoie. Și tot ce înseamnă apropierea primăriei de Chișinău. Punerea primăriei și a tuturor serviciilor acestei primării în serviciu sau în slujba locuitorilor. M-ați întrebat despre audiențe. Da. Ei, imaginați-vă dumneavoastră, eu dacă mi-aș face audiență doar cu
toate mesajele care îmi vin astăzi, care mi-au venit zilele astea pe Facebook, mă tem că n-aș mai prinde să mă ocup și de Banca Europeană de Investiții, să mă ocup și de trolebuse. Da, audiențe nu vor exista? Acum, sau cum vedeți programul? Cum văd eu, da, în general, acest lucru? Primăria are niște structuri care se ocupă de petiții, se ocupă de scrisori, se ocupă de primirea cetățenilor în timpul... cu anumite probleme, sigur că va trebui să se ocupe personal primarul. Ceea ce mi-am propus eu și deja ați văzut, probabil în spațiul public, am primit promisiunea și nu doar promisiunea, deja este pe drum o aplicație făcută la Oradea de către primarul Bolojan și Consiliul Municipal de acolo, care ne este dăruită, ne va fi dăruită, donată nouă. Nu va mai trebui de antrenat specialiști, fonduri pentru a o elabora. Dacă ea funcționează în Oradea, de ce n-ar funcționa la noi? În ce constă ea? În ce constă? Deci, oamenii vor putea să sesizeze problemele lor de la distanță, nu neapărat să vină până la primărie. Uh-huh. Iar noi va trebui să le direcționăm către responsabili și ele să fie cât se poate de repede rezolvate. Asta ar fi unul. Tot de la Oradea, exemplu sau bune practici, am reținut de acolo că domnul Bolojan a dispus organizarea unui mall, așa l-a numit el, un mall, în care mergi și la fel pe principiul, haideți să dăm cel mai apropiat, Orange, nu nimic dacă spunem denumirile, nu? Orange sau Mall Cel, cum se cheamă. Dar spuneți-le pe toate, că altfel va fi care reclamă. Care mai sunt? Ne oprim. Eu merg acolo unde am telefonul și te duci în rând, apeși un butonaș, aștepți un bilețel și ți se pune la dispoziție un operator în ceva timp ca să-ți rezolvi problema. Vreau să fac același lucru și aici la Chișinău, astfel încât oamenii să nu stea în coz, să nu stea în rânduri pentru a-și rezolva un anumit problem. Și un an e suficient pentru asta? Eu cred că vom reuși. Iată, sub aspectul ăsta, pentru a transparentiza, pentru că asta ne-am și obligat. Foarte multă lume spune, domnule, dar atâtea s-a promis în această campanie, pentru că toată lumea s-a grăbit să promită un program de 5 ani de zile. Sau cel puțin în ce mă privește pe mine, eu am avut pe bucăți. Iată, într-un an de zile voi face asta. Transparentizare, debirocratizare, eliminarea haosului, eliminarea corupției, implementarea unei viziuni, edificarea unei echipe, în paralel de continuat proiectele bune, de inițiat proiecte de calitate de mare sau de mică anvergură. Deci asta se poate de făcut. Uh-huh. Și eu cred că vom reuși. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră ar face parte din prioritățile noastre. Debirocratizarea, transparentizarea activității primăriei, pentru că doar așa putem să eliminăm încetişor și haosul și corupția de la nivelul primăriei. Și un lucru pe care vreau să vă asigur, pentru că m-ați rugat să fim cât se poate de succes și eu chiar vreau să prind un... M-ați întrebat înainte de a intra în pauza publicitară cealaltă dată, păi da, cum vom face chestia asta? Cum vom elimina corupția? Și eu vreau să vă spun cum voi apela inclusiv la populație. Așa se întâmplă în Germania. Se apelează la populație și la presa independentă. Eu și pe această cale fac un apel către toată presa noastră, mai ales cea de investigații, și mă gândesc foarte serios să institui un premiu pentru cea mai complexă investigație în domeniul fraudei de la nivelul municipalității, fraude din domeniul imobiliar, din domeniul achizițiilor publice, și mă gândesc, mai ales că am lansat această idee încă în 2016 a creării unui fond al presei independente. Dacă vă amintiți, am făcut-o pe data de 11 octombrie 2016, am venit cu această inițiativă și de ce nu? Poate că asta ar fi baza unui fond al presei independente. Presa de investigații să investigheze tot ce s-a întâmplat la nivelul municipiului Chișinău, ca împreună să facem denunțurile necesare către procuratură, să facem denunțurile necesare către Ministerul de Interne, acolo unde este competența lor, către CNA, și să, uh-huh, să vedem. Sunt cumva complici procurorii, ofițerii de urmărire penală, că sunt. Știu cazuri separate când vom ajunge și nu sunt prescrise cauzele, nu sunt prescrise faptele, când vor ofițeri de urmărire penală, procurori, vor da socoteală pentru foarte multe ilegalități care s-au produs la nivelul municipalității. Și totodată fac un apel către cei care m-au căutat prin toate șoproanele, prin toate cotloanele, iată acum au timp berechet. Să se ducă să-mi caute și căminul, să-mi caute și cele 11 case, da, și șopronul de la Mândrești, și șopronul de la Bobuniș. Fiți convins că se vor duce, pentru că așa, odată ce deveniți persoană publică, odată ce aveți o funcție plătită din bani publici, cu siguranță
vor merge ca să, să vadă ce aveți și ce ascundeți, dar, așa dar mai cumva departe. Să epuizăm acest, să epuizăm despre... acest subiect înainte de parlamentare, înainte de prezidențiale, da. Înainte de celelalte locale. Pentru că așa se întâmplă că de fiecare dată se tot resuscită acest subiect. Ce părere aveți despre stadion și ambasada Statelor Unite? Ca să scurtez întrebarea. Ați văzut și asta a fost folosit în campania electorală. Cineva probabil a vrut să tragă niște dividende de pe urma acestui subiect. Eu am încercat să mă documentez. Am văzut două poziții, una din presă, alta de la un interviu dat de domnul Petit, în care spune că ei sunt în căutarea unui spațiu. Nu, a spus că nu este unica variantă aceasta. Eu de asta n-aș insista pe ipoteze. Mai degrabă, iar întâi de toate trebuie să spunem că nu este de domeniul primăriei acest stadion, este de competența guvernului, dar totuși dar se află... Competența primăriei însă sunt cele 70 de hectare pe care le-a luat cu japcă, sau cum se zice, da? De la Stăuceni, acolo unii oamenii au rămas fără cotele lor funciare. Și ce vreți să faceți? Nu, eu vă spun, acolo trebuie să mergem să vedem ce se întâmplă, pentru că acolo este din domeniul municipalității. Aici însă vom urmări încotro și unde vor merge. Am înțeles că domnul Petit a salutat disponibilitatea guvernului pentru a găsi un spațiu. Să vedem. N-aș vrea să intru în speculații sau în domeniul speculațiilor atâta timp cât nu este foarte clar. Va fi vorba despre stadion sau nu? Dar în general despre că acolo să fie construită ambasada pe acest spațiu, vi se pare o idee bună sau? Am zis, nu intru în domeniul ipotezilor. Eu aș vrea să văd cu documente în regulă dacă asta este soluția sau nu este asta soluția. Trebuie examinat în ce măsură, care va fi impactul acestei unități asupra orașului în general, asupra oamenilor, asupra circuitului. Astea toate trebuie luate în calcul. Nu pot să mă exprim în momentul de față fără a mă documenta foarte, foarte serios. Da, eu niște întrebări la care vreau foarte, foarte scurte răspunsuri. Gheretele, ce facem cu ele? Pentru că a început deja scoaterea lor, orașul este mai aerisit dintr-o dată. O analiză foarte, foarte complexă, un audit complex. Acolo unde există ilegalitate, vom trece și cu buldozerul peste ele, dacă va fi cazul. Dar sper să nu se ajungă la asta. Dar cum veți face asta dacă... Acolo unde există ilegalitate... Pentru a trece cu buldozerul, trebuie să aveți niște decizii ale organelor competente. Niște puterniciri. Și o să vă uitați în lege că există asemenea puterniciri. Demolarea este la discreție dacă este ilegal. Repet, dar înainte de a trece cu buldozerul, trebuie să mergem frumos, să facem o analiză, să vedem ce este legal, ce este ilegal, ce este oportun, ce este inoportun și să vedem care va fi impactul, inclusiv impactul social, pentru că totuși acolo lucrează niște oameni, acolo sunt niște familii. Asta spunea și Dorin Chirtoacă, din asta oamenii se hrănesc și așa da, mai departe. Și... Eu nu știu ce spunea Dorin Chirtoacă, eu mă uit la lucruri altfel decât a venit, cum spre exemplu a venit predecesorul nostru și a dat în stânga și în dreapta și afară. Și acum ce avem? Avem haos. Am văzut că deja se instalează una nouă. Trebuie de văzut pe ce... A, o gheretă? Da, o gheretă, dar da. Nu numai deci, una. Deci, repet, vom analiza această situație împreună cu specialiștii și tot ce este bine vom păstra, ce este prost vom elimina. Asta este opțiunea noastră și nu cred că acum trebuie să vorbim la ProTV pe care o vom scoate, pe care nu o vom scoate. Nu, mă interesează cum vedeți în general această problemă, pentru că despre ea se discută. Să asigurăm ca oamenii să nu-și piardă din confort, dar nu în detrimentul esteticului sau a imaginii orașului. Și autogara centrală, de ce vă întreb? Vă întreb niște lucruri pe care lumea și le dorește a fi... Fără nicio supărare. Autogara centrală rămâne acolo? Eu mi-aș dori ca autogara să fie scoasă, iar piața centrală să fie modernizată. Din păcate, se întâmplă niște lucruri foarte și foarte dubioase la piața centrală în momentul de față. Construcții, reconstrucții, demolări. Acolo am înțeles că sunt privatizate. Foarte mult spațiu privatizat, la fel ca și în zona... în zona stadionului de care vorbeam. Deci sunt foarte multe lucruri care vor fi foarte greu de rezolvat pentru că s-au acumulat de-a lungul timpului pe
perioadă de 27 de ani s-au acumulat foarte multe probleme, s-au sedimentat acolo, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să punem bazele unei schimbări. Și marcajul pe străzi care este... Asta este o prioritate pentru mine, întâi de toate trecerile de pietoni, voi face tot posibilul, voi atrage fonduri interne sau externe, dar trecerile de pietoni vor trebui făcute cu vopsea din aceea... cu vopsea calitativă, da. Astfel încât să nu mai suferim la capitolul ăsta, pentru că punem în pericol despre securitatea cetățenilor. Despre securitatea cetățeanului și noi trebuie să tratăm, cum să zic eu, da? Ce este mai important decât viața unui om? Lăsăm într-o parte restul, politică, drumuri, administrație, dar mai important decât viața unui om că nu este nimic. De asta va fi o prioritate pentru mine și cred că practicile vechi vor trebui eliminate și vor fi eliminate imediat. În afară de cele două, despre proiectele despre care ați pomenit mai sus, care vin de la Oradea, spuneați în timpul dezbaterilor că există mai multe oferte venite de dincolo de Prut, și la Cluj v-ați referit. Ce anume vreți să luați de acolo? Adică ce vi se oferă? Ați pomenit Clujul aici. Haideți să vedem unde a reușit foarte bine Clujul. Clujul a ajuns să fie o capitală a tineretului. Exact. Urmează să fie declarată capitala inovației. Noi vrem să transformăm Chișinăul în una dintre capitalele inovației și să facem această axă Chișinău, Cluj, Viena. Putem trece la Budapesta, pentru că avem o relație foarte strânsă cu Budapesta. Ne-aș dori să înfrățesc cât mai mult, să ne înfrățim Chișinău, să ne înfrățim cu cât mai multe orașe din vestul României. Pentru că avem multe înfrățiri, dar... Dar ce ne dau ele? Nu prea înțeleg. Un cadru logistic, normativ, pentru a putea beneficia de niște fonduri acolo. Nu, noi și acum suntem înfrățiți și nu... Cu unele dintre ele, da, cu altele, nu. Spre exemplu, cu Clujul nici până astăzi nu suntem înfrățiți. Și eu chiar mi-aș propune, una dintre priorități va fi înfrățirea cu Clujul. Ce se mai poate de adus de acolo? Haideți să vedem. Bunele practici în domeniul ofertei de parcări. Noi suferim la domeniul parcărilor. Și aceste bune practici nu le voi aduce doar din, sau nu le voi prelua doar din orașele din România. Uh-huh. Intenționez să ajung la Viena, să ajung la Paris. Știți foarte bine, v-am spus în campania electorală că aveam programat o întâlnire la nivelul primăriei Parisului înainte de asta, dar n-am mai apucat să merg încolo pentru că trebuia să merg prin suburbii, trebuia să merg printre locurile locuite și mi-am făcut din asta o prioritate. Dar voi merge și acolo să aducem bune practici în domeniul curățeniei, în domeniul reciclării deșeurilor, în domeniul eficientizării energetice. Deci există foarte multe lucruri de făcut și chiar mi-am propus să fac aceste lucruri, să demonstrăm opinii publice naționale, dar și internaționale, că oamenii onești, oamenii integri pot face lucruri bune. Așa. Fără ca să-și bagă mâna în... Să știți că nu a rămas atât de mult până la anul viitor și cred că atunci se va trage linie și se va spune ce s-a reușit, ce nu s-a reușit. Eu invit presa să ne urmărească, să ne critice acolo unde este de criticat și să sancționeze pe toți cei care încearcă să saboteze. Pentru că sabotajul nu va fi îndreptat împotriva lui Năstase sau a echipii sale. Sabotajul va fi îndreptat împotriva locuitorilor Chișinăului și a suburbilor. Și sunt sigur că așa, oamenii noștri știu să taxeze aceste... Un lucru despre care aș vrut sigur să discutăm mai mult, dar nu mai avem mult timp, se referă la colaborarea cu PAS și PDDM către toamnă, sau PDDM-ul încă nu aveți un acord. Doar cu PAS? Acordul este doar cu PAS până acum? Acordul este formalizat doar cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Cu PLD-meu am avut o colaborare foarte bună în cadrul prezidențialilor. Avem acum, s-a demonstrat că sunt în stare să pună umăr acolo unde este nevoie. Tot felul de inepții care apar în spațiul public se uită de miliardul furat. Din potrivă, vreau să asigur toți locuitorii Chișinăului că voi face demersul necesar, anume în vederea investigării furtului miliardului. De pe orice poziție o voi avea, că voi fi primar, că voi fi altceva, n-am să uit despre miliardul furat niciodată și îl asigur și pe cel care face declarații în spațiu public să se astâmpere odată. Să nu mai emit în spațiu public tot felul de inepții legate de PLDM. PLDM-ul, marea lui parte, a ajuns acum la, dacă vorbim de oamenii mai puțin integri, cei care erau cu pufușor pe botișor, au ajuns în haremul lui Plahotniuc. Acolo trebuie să-i caute. În rest, Maria Ciobanu, domnul Țap, domnul Deliu, domnul Păstrinciuc și-au demonstrat verticalitate, și-au demonstrat integritate, și-au demonstrat capacitatea de a sprijini această alianță și dacă vor trece criteriile de care vorbeam noi împreună cu colegii noștri de la PAS,
sunt bineveniți. La fel cum sunt bineveniți exponenți ai altor partide pro-europene, democratice, anti-oligarhice. Pentru a, ca și locomotivă, pe liste veți participa la alegeri, că am înțeles, sau să vă întreb din start, rămâne în vigoare declarația din dezbateri că nu plecați din funcția de primar dacă veți deveni deputat? Eu nu arunc cuvinte în vânt, eu nu fac declarații de dragul declarațiilor, nu mi le schimb de la o campanie la alta, de la o etapă la alta. Ceea ce v-am spus în campanie rămâne valabil și așa, astăzi. Adică rămâneți și mâine, pe poziția de primar, dar veți candida? Voi rămâne pe poziția de primar, mâine voi ajuta forțele pro-europene, anti-oligarhice, voi ajuta societatea deșteptată să cucerim și Parlamentul, astfel încât să facem schimbarea în bine a tot ce înseamnă Republica. Veți candida? A ajuta asta înseamnă să fiți pe listă? În momentul de față am spus și până acum și de acum încolo nimic nu-mi recomandă să nu particip, dimpotrivă, să particip, dar nu voi merge la Parlament, voi rămâne în calitate de primar. Primărie pentru a-mi duce la bun sfârșit acest mandat și pentru a convinge oamenii că sunt buni și pentru un al doilea mandat, pentru a schimba fața Chișinăului și de ce nu a întregii țări. Așa. Știți că ați fost criticat de unii pentru declarațiile anti-PSD pe care le-ați făcut. Îmi mențin orice declarație făcută în spațiul public și încurajez pe toți cei care astăzi decid în România sau în Republica Moldova să nu se atingă de justiție. Să se bată cu corupția și nu cu justiția. Să se bată cu tot felul de nu știu, hoți, dar nu cu Codruța Chioreșe. Cu ei, cu hoții trebuie să bată, dar nu cu cei care se bate cu hoții. Dar, asta este declarația mea. Și nu dar asta nu va afecta relația, de exemplu, cu primarul Bucureștiului, care e de acolo, din tabăra aceasta, sau cu între, alții? Între frați, gunoiul nu se bagă sub preș. Se mătură, se spală, se șterge, se face curățenie. Eu ce ar trebui să fac? Să merg la București și să spun, da, domnilor, faceți bine. Doar pentru ca să obțin un trolebus sau un autobuz, domnule, o să suportăm, o să mai mergem cu bicicleta. O să mergem cu trotineta dacă o să ne dăm drumul la vale, așa și o să mergem cu trotineta, dar demnitatea nu se negociază. Nu mergi la București să accepți o lovitură asupra statului de drept, o lovitură la justiție, doar pentru a avea niște avantaje. Eu cred că doamna Firea este un om responsabil, este un om serios cu care vom putea avea o colaborare strânsă, pentru că cele două orașe, cele două capitale sunt înfrățite și vom putea face schimb de experiență, zic eu, dar și de ce nu, și de fonduri. Dar nu bazate pe criterii politice sau pe supărări pe anumite declarații. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Din păcate, timpul nostru a expirat de multișor. Cred că ne vedem cât de curând, după ce veți intra în funcție, să vedem cum arată. Păi, stați un pic, trebuie mai întâi să ajungeți acolo. Am înțeles că în biroul primarului ați fost o singură dată, spuneați? Și nici nu țineți minte cum arată? Nu, dacă mi-amintesc, cred că am fost o singură, dar asta de mult a fost. Acum când am fost la primărie, m-a invitat domnul Codreanu să văd unde e birou. Am constatat cu mult drag că deja era acest, cum se cheamă? Era pus acolo acest indicator. Andrei Năstase, primar? Da. Serios? Da. Pe ușa primăriei? Nu pe ușa primăriei. Că pe ușa biroului primarului? Pe ușa biroului, da. Da? E un lucru, un gest foarte frumos, înseamnă că oamenii de acolo mă așteaptă cu drag și eu, cu cei care s-au manifestat ca niște oameni onești, integri, la fel, sunt doriți să ne vedem și să începem activitatea. Dar cine l-a fi pus acolo, oare, înainte de validare? Probabil oamenii din primărie, nu știu. Și ați intrat în birou sau ați dăbat numai la ușă? Nu, n-am intrat în birou pentru că nu aștept validarea. Să vedeți, în sens, cum arată. Așa. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Noi ne vedem cu siguranță în curând, după ce va deveni clar ce anume ați găsit acolo la primărie și pentru că este una să vorbești în acest moment și este cu totul altceva când ajungi acolo și vezi care este realitatea, ce se întâmplă cu adevărat acolo și ce lucruri trebuie schimbate și cum. Multe de făcut. Vă doresc succes. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Pentru că avem nevoie cu toții ca în Chișinău să se întâmple lucruri. Ne dorim acest lucru. Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Ne vedem joia viitoare. Vă doresc o seară liniștită.